Bun venit, stimați telespectatori, la Arena Sportivă, arena sportivă pe care dumneavoastră puteți viziona numai la Sălăjanu TV, în fiecare luni, de la ora 19, în reluare, marți, de la ora 22, timp în care aducem în fața dumneavoastră oameni, v-am spus, reprezentativi, oameni care au făcut ceva pentru sport, oameni care sunt în spatele, să zic așa, sportului de performanță, care nu se văd, dar se văd rezultate. Deci tocmai de aceea am adus în fața dumneavoastră în această seară un om deosebit, este vorba de un om de pe meleagurile, să spun așa, și mleului, care o să aibă multe de povestit ca să dumneavoastră să vă dați o imagine despre, să vă relevați o imagine despre felul cum putem să vedem performanțele care la un moment dat se văd atât, să zic, statistic, cât și pe teren. Dar despre cine este vorba, să întrerupem suspansul în fața dumneavoastră, deci este... Bună seara, Gurzău mă numesc, Ioan, pentru cei care nu mă cunosc. Mă confund cu fotbalul și mleadul până în 86, sunt mult și de numărat, ani frumoși, cu bune, cu rele, cu satisfacții, cu mai puține satisfacții, dar una peste alta zic eu că am scris istorie în fotbalul și mleadul în perioada aceasta. Da, sunteți un om de apreciat, nu numai în șimleu, cu modestie spuneți că în șimleu, în tot sălajul și nu numai, sunteți un om cunoscut în fotbal, datorită faptului că de numele Gurzău Ilean se leagă anumite repere importante pentru fotbalul din Șimleu. Dar despre ce este vorba? Haideți să mergem de la origini. Cum ați apărut, să zic, în fotbal? Cam prin ce an și ceea ce s-a întâmplat atunci? Păi mi-aduc aminte. În tinerețe jucam și eu fotbal în Liga 4, în Liga Județeană, cum era pe vremea. Da. La un moment dat lucram la fabrica de materiale izolatoare în Șimleu. Mm. Unde la un moment dat s-a schimbat directorul, un nou director care a venit, îi plăcea fotbalul și a venit cu ideea să formăm o echipă de fotbal și la Șimleu, da, care să promovăm în divizia C. Asta s-a întâmplat undeva în ianuarie 86, dacă bine mi-aduc aminte. Ideea era că în primăvara aia să preluăm echipa orașului, și-am preluat echipa orașului să formăm un lot de jucători, care în campionatul următor să promovăm în divizia C. Lucru care s-a și întâmplat. Directorul la fabrica de izomat a apărut Vasile Donca în perioada aia, un om care era împătimit a fotbalului și în jurul căruia am reușit să formăm o echipă care am promovat în divizia C. L-am adus pe Vasile Pașca, antrenorul jucător care juca la Sărmășag în vremea respectivă. Și în campionatul 86-87 am promovat în divizia C fără baraj și fără nicio înfrângere. Deci am câștigat, n-am pierdut niciun meci în campionatul 86-87. Da. Am promovat în divizia C. Marea majoritate a jucătorilor erau din Șimleu sau din bazinul Șimleu. Am rezistat în divizia C până în 92 la prima restructurare a fotbalului cu o mică. În 89, Vasile Donca a renunțat la susținerea echipei și a preluat o mobilă la Șimleu. Da. La fabrica de mobilă din Șimleu a apărut inginerul Bils Cristian, venit de la Baia Mare, la fel împătimit a fotbalului. Și v-a schimbat și denumirea. Atunci am schimbat denumirea, din izomat în mobilă, în vara lui 89 și ani buni după aia, fotbalul din Șimleu s-a... L-am avut susținător din toate punctele de vedere și financiar și... Și ați evoluat sub denumirea de Mobila. Mobila până în campionatul 91-92, când fotbalul românesc a suferit prima restructurare la Liga, la divizia C cum era atunci, din 12 serii au mai rămas 4 serii. Da. Deci, practic, rămâneau primele 4 echipe din fiecare serie mai departe în fotbal. Celelalte au retrogradat la județ. Bun, pe fondul acestor restructurări, să zic așa, în fotbalul românesc, atunci a apărut și nevoie de o restructurare, bănuiesc și la Șimleu Silvane, fiindcă n-ați mai prins divizia C, să zic, a apărut acea sincopă, să zic, care cad la fiecare echipă. Păi, după Revoluție apărând și problemele cu sportivii, cu fotbaliștii. Statutul lor era neclar. Pe vremea cealaltă erau toți angajați la întreprindere, aveau, da, o situație stabilă, puteau să vină la antrenamente, puteau să știi că te bazezi pe ceva. După, da, Revoluție s-a întâmplat ce s-a întâmplat
și oarecum și fotbalul și Mleoana au fost de suferit. Țin minte că în campionatul ăla am avut o echipă destul de bună și greu n-am reușit să prindem primele sau cu puțină neșansă n-am reușit să prindem primele patru. Chiar mi-aduc aminte că în tur câteva etape am fost pe primul loc. Da. Chiar am avut, țin minte că am trecut pe primul loc după victorie la Șibou. Am câștigat la Șibou. Cam ce echipe aveam atunci? Păi, oricum era Zalău. Era la Minorul. La Minorul. Eram și Mleu și era și Șibou în divizia aceea. Și Șibou. Trei. Nu știu dacă nu, o perioadă era și Cehu. Nu, Cehu fost retrogradată. Fost retrogradată. A fost retrogradată înainte. Da. Păi Cehu a fost retrogradată, cred că cu un an sau ceva înainte, după Revoluția, ei au fost, cred că, primii care au avut de suferit. Însă la Șimleu, întotdeauna echipele deci, se mobilizau foarte puternic, pentru că le era frică de șimleuani. Erau băieți care se respectau, adică, cum zici, că erau din același oraș, clar că sunt prietenii și oamenii. Dacă sunt ceva nume din perioada aia, mai vechi păi, așa. În perioada aia... Ce să zic? Era, înainte a fost Juju ăsta, Crișan. Păi, sau era junior atunci? Nu, era la echipă, dar l-am adus la Șimleu după ce am promovat în divizia C, că el juca fotbal la Sărmășac. A, și Pașca. Deci, Pașca atunci... a venit cu un an mai devreme când am format echipa în Liga 4-a, dar Crișan, după ce am promovat în divizia ce au venit, sigur. Și atunci ați adus un plus de valoare la echipă. Da, un plus de valoare. Dintre fotbaliștii care am avut atunci la Șimleu sau imediat după aia, au jucat la divizia B. Pop Constantin, care da. A jucat la noi, a fost golgeter în Liga la Zalău în divizia B. Da. Era Seche de la Cehu, Ciobi, Lowry. Deci noi am avut foarte mulți fotbaliști din județul nostru în perioada aia. Bun. Încercam să facem o selecție mai mult din fotbaliști în Sălășeni, de la noi din județ. Da, că era mai ușor, costul mai... Era... Niciodată nu ne-am putut permite să concurăm și cu Sărmășac, vă dau un exemplu, care aveau condiții financiare și materiale față de noi, stăteau mult mai bine, putea să-și permită să țină un fotbalist. Cu pretenții financiare, când Șimleu niciodată... n-am putut concura din punctul ăsta de vedere. Și atunci tot timpul trebuie să ne adaptăm la jucătorii din zona noastră, din Sălaș, care puteau să vină la antrenamente, puteau să ne ajute. Da, bun. Făcând o analogie, să zic, între ce a fost atunci până înainte, să zic, de 1990, când fotbalul normal, că era la fiecare întreprindere asta, mai care era mai mărișoară, să spun așa, avea un nucleu de sport. Să spun, sau handbal, volei, sau fotbal, în speță fotbal la Șimleu. Dar după ce a urmat și această, cum zice, restructurare și o cădere în fotbalul românesc în general. Și Șimleu normal că a picat în problema aceasta și o reveni înapoi în Liga 4-a, în Liga Județeană după aceea. Au fost ani frumoși, perioada aia de divizia C, înainte de Revoluție și mai greu după. Da. Sigur că în perioada respectivă eram responsabil financiar al clubului, că așa era pe vremurile alea, președintele era, mi-aduc aminte, pe vremea lui Izomat, un șef de secție. Absolut. Așa era, sigur că... Așa era organigrama atunci. Așa era organigrama. Iar de la retrogradarea din 92, am cam rămas singur, după aia m-au propus și am ajuns președinte la Șimleu și din anii ăia, din 92 încoace... Iar s-o mai încercat să fie adus oameni în... Am reușit de câteva ori să revitalizăm fotbalul. De exemplu, în campionatul 94-95 am câștigat campionatul județean. Am fost la baraj, am pierdut barajul cu Minerul Ștei. Cred că dacă bine rețin... Undeva după aia, 96, am preluat la Minorul Zalău. La Minorul Zalău era în Liga 3, divizia... Da, atunci era. Se numea, era divizia națională, Liga A, divizia A și divizia B se numea divizia C. Nu era divizia C. Da. Divizia C era la nivel de Liga 4, echipurile. Dar era Liga 3, cum ar veni. Da, și erau pe serii. Da, și erau numai 4 serii la nivelul ăsta. La, nu știu, etapa 5-a, 6-a, undeva, am preluat la Minorul Zalău.
am mutat-o la Șimleu și am jucat 2 ani de zile după aia, iar în divizia C, preluând la minorul Zalău. Da. Era o serie destul de grea, lungă, deplasări aveam până la Cara Severin, țin minte că erau pe la Bocșa, pe acolo umblau la Sureșița, erau cu noi în serie. Bun. Erau vremuri grele, dar da, erau și plăcute, pentru că multe dintre lucrurile din fotbalul Șimlan pe vremea aia le făceai din plăcere. Deci nu erau, condițiile erau care erau. Să ajungem, domnul Gurzeu, la episodul din 2008 în care Flacăra Halmăști, să zic, Flacăra Halmăști, care era atunci locul întâi, a fost în județ, după aceea locul respectiv, a ajuns Șimleu până la urmă, datorită unor împrejurări de care vrem să ne spuneți acum cum s-a întâmplat. Deci fotbalul șimleuan are o istorie aparte odată cu venirea lui Mitic Ardelean la Șimleu. Da. În 2007 a mutat Flacăra Halmăști la Șimleu. El fiind din comuna Halmăști. Și finanța echipa, a mutat-o la Șimleu cu gânduri de a promova în divizia C. Campionatul 2007-2008. Da, așa este. După un parcurs toamna destul de bun, dacă mergi pierdut la Zalău, unde se lupta cu Zalău pentru promovare în divizia C, au pierdut cu 3-0. Era foarte greu în retur să-i bați cu 4-0. Pentru că se lua... Erau meciuri... Deci toată lumea a bătut toate meciurile. Deci nu, da. Și Zalău și Șimleu. Deci nu era problema. Problema era meciurile directe. Meciurile directe. Și am avut o discuție cu Mitică în perioada aia, iarna. Și am ajuns la concluzie cu el că e greu să mai promovez în campionatul ăla. Dar el avea ambiții aparte. A zis, eu vreau să ajung în divizia C anul ăsta. Și am zis, hai să găsim soluții atunci. Și am încercat să găsim soluții. Soluția care am găsit-o atunci în ianuarie 2008, am adus pe Olimpia Satu Mare de la Satu Mare la Șimleu. Da. Care era participantă deja. Care era în divizia C. În divizia C. Sigur că era pe penultimul loc. Era... Ne-am dovedit că putem împreună cu el să salvăm echipa de la retrogradare. Am salvat Olimpia Satu Mare de la retrogradare. Am avut un parcurs de excepție. Am salvat Olimpia Satu Mare de la retrogradare. Toată lumea era mulțumită. Ne pregăteam pentru campionatul următor de divizia C. Fiind probleme financiare la Olimpia Satu Mare, am avut unele semnale că va fi greu să continuăm pe Olimpia Satu Mare. Și a trebuit să găsim altă soluție. Soluția cea mai la îndemână a fost Someșul Satu Mare. Da. Care îl avea investitor atunci pe Govor și i-am mutat pe Olimpia Satu, pe Someșul Satu Mare. Atunci am avut posibilitatea să schimbăm denumirea, că era... De-a schimbat și denumirea, după aia Silvania. Am format Silvania S.A., un club acțiuni. Da, ați avut un grup de spectatori care era bine definit. Așa. Și spectatori. Și atâta, țin minte că am avut o discuție cu Mitică și o zis, așa vreau să-mi fac o echipă de fotbal atunci când am meci acasă, să stau liniștit și să pot câștiga orice meci. Să nu îmi fie frică că joc cu alea după primul loc și mă pot bate. Nu. Asta a fost mentalitatea. Și un lucru care, dacă el așa a gândit fotbal, atunci am zis, dacă eu sunt conducător, trebuie să demonstrez că și eu pot. Da. Și dintr-o organizare bună, a reușit să promovăm. Sigur că promovarea n-a fost ușor, că ne-am bătut cu Baia Mare în seria, Baia Mare a fost pe primul loc, noi pe locul 2. A fost ultimul an când echipele după locul 2 din divizia C participau la un baraj de promovare în divizia B. Și ați fost la baraj? Și am fost la baraj, erau 6 serii de divizia C, 3 serii, seria 4, 5 și 6 formau o grupă și 1, 2 și 3 altă grupă de promovare și promovau primul loc. Am fost la baraj cu... Ați fost atunci cu... La Deva, cu Caracalul și Ineu. Câștigând ambele jocuri. 2-0 primul joc cu Caracalul, 3-1 cu Ineu. Deja... Și a fost
a fost pentru fotbalul Șimleoan cea mai mare realizare în istorie, spun cei care cunosc puțin și de mai de mult fotbalul Șimleoan, cea mai mare realizare. Mai mult de atât, noi aveam și echipa a doua, care juca în județ, da. Evola Pătrinu de la Halmăști, am câștigat campionatul și cu echipa a doua, cu echipa a doua. Și am participat la baraj de promovare în divizia C cu ei, și juniori. Și juniori au luat locul întâi. Deci a fost anul în care fotbalul în Șimleu a câștigat tot ce putea să câștige. Promovarea în divizia B, locul întâi cu seniorii la echipa a doua, locul întâi cu juniorii din U19. Bun, la antrenori, pe cine am avut atunci? Era tot Pașca. Deci noi în perioada aia, în perioada promovării, în perioada promovării, prima dată a venit Bolba cu echipa de la Someș și Sătomare. Când a luat pe Someș și Sătomare, a venit Bolba. Undeva... Și jucătorii erau mulți din sat? Din... Păi am luat un lot atunci de lot 14 bun. Jucători de la Sătomare. Da. Deci un nucleu format. Format deja. O grupă de fotbaliști care aveau junioratul. E foarte important, foarte important pentru fotbalul nostru din Sălaș, când aici suferim foarte mult. Nu avem competiții de junior unde să crească juniori. Deci abecedarul fotbalului e clar, foarte important. E foarte important să pornească copiii fotbal organizat de mici. De acolo e totul. Restul e talent. Dacă organizare bună la junior și au competiții competitive, apar nu și mai fotbaliști. Apar și fotbaliști. Dacă nu, e greu și trebuie să te chinui după aia mai târziu să remediezi ceea ce n-au făcut la copii și juniori. Cu lotul care l-am avut noi, am fost Bolba, după aia a venit o perioadă Ciocan, da, de la Oradea, iar cu 5-6 etape, după un insucces, parcă a făcut cea mai egal, a renunțat Ciocan și a rămas cu Pașca. Pașca care era secund, Pașca Vasile. Da. Și ne-am jucat șansa. Țin minte că am avut atunci o perioadă. Acum ești cu CFR Cluj, cu CFR 2. Ne luptam cu ei pentru locul 2 la promovare. Au venit și ne-au bătut la Șimleu. Ne-au dat Traore 3 goluri atunci. După ce minutul 18, când duceam cu 2-0, ne-au bătut cu 4-2. Bun. Erau compromis oarecum șansele. Da, până la urmă am reușit noi să mergem la baraj, ei pierzând un meci acasă cu Sebeș Alba. Au avut un meci acasă, s-au încurcat acasă, noi am bătut la Nitramonia Făgăraș. Și ați reapărut. I-am retrogradat pe ăia, că era un meci care pe care, și am terminat noi pe locul 2 și am participat la baraj cu succes. După baraj, deci ați mai schimbat, trebuie să schimbați și antrenorii și... Deci după baraj, după ce am promovat, e foarte important de spus, noi am promovat atunci în divizia B cu bani din mediul privat numai. Deci n-am avut foarte niciun important sprijin de la nimeni, dar nici nu a apelat Mitică decât la prietenii lui. Era el un grup de prieteni cu care colabora și cu care am reușit să promovăm echipa. Între care Blaga de la Simex, cu Pop și cu Biriș de la Ritorsa, cu Drăgan de la... Deci oameni, toți prietenii lui Mitică. Deci așa și era. Mitică cu prieteni a reușit să promoveze echipa în divizia B. După promovarea în divizia B, unde cheltuielile erau... Erau duble, probabil. Atunci a intervenit primarul, i-a adunat pe toți, cei care, oamenii de afaceri din Șimleu sau din zona Șimleului, și mână de la mână au făcut bugetul ca să putem continua în divizia B. Da. Am continuat, în primul an am terminat pe locul 10, cu succese, cu insuccese, dar meciuri foarte frumoase. Tribunele pline. Da, mi-aduc aminte cu mare plăcere că veneau după toate sate. Nu cred că era oraș din județ sau din zonă să nu vină la meciul la Șimleu. Cred că și de pe Valea Someșului. Mă întâlneam cu atâția oameni de fotbal care veneau la meciul la Șimleu, cu așa mare plăcere să vină, pentru că aveam o echipă foarte tânără, nu prea am avut vedete, pentru că noi nu ne-am putut permite la Șimleu repet niciodată să ținem fotbaliști cu bani mulți. Ne-am limitat cu cei care își doreau să joace fotbal și care vreau să facă performanță. Și drept dovadă și antrenorii pe care i-am avut, am încercat tot timpul antrenorii dintre ăștia care își doreau să ajungă la alt nivel
și ei să muncească odată cu fotbaliștii, de să-și creeze un nume în fotbal. Da. Așa a apărut prima dată Dacian Astai, atunci cu el am început divizia B, el a venit de la copii și juniori de la Satu Mare, am avut rezultate, în returul ăla, după o perioadă mai nefastă, a plecat și a dat demisia, a venit Pașca, cred că mai erau 7 sau 8 etape. A mai apărut Adrian Anca. Și am terminat cu Pașca campionatul. După care, cu regret spun, a trădat Cimleu și a plecat la Zalău. Când noi avem mari speranțe pentru campionatul următor, că pornim cu el. Și cu antrenorul. Cu antrenorul. Toată organizarea am făcut-o că rămâne Pașca antrenor. Până când la un moment dat... Ați aflat că deja nu i-a mai promis Morarul la Zalău că promovează ei în divizia B. Să vină la Zalău și să formeze o echipă să promoveze în divizia B și ei. Bun, și atunci ce soluție ați avut pe ultima sută? Atunci l-am adus pe Anca, care a fost la Luceafăr Oradea antrenor, era tânăr, atunci era dornic, la CFR Cluj. Dornic fost. De a face pasul spre antrenorat la alt nivel. Am pornit puțin mai greu atunci. Nu știu, cred că vreo 3 meciuri, în primele 3-4 meciuri, nu cred că aveam decât un punct. Bun, dar să amintim și ce echipe au venit atunci la Cimleu. Da. Râmnicu Vâlcea, Lupeni, Mioveni, FC Argeș, da. Petrolul Ploiești, ASEA-ul, da, ce chiar, să mai chiar vorbim? Între primele meciuri că le-am văzut atunci acasă, am făcut Petrolul și ne-am bătut Petrolul cu 3-0. Dar, după aia ne-am dus la CFR Gaz Metan Craiova și am câștigat cu 3-0. Aia a fost un fel de... Că jucătorii, că echipa avea valoare și jucătorii au putut să demonstreze că nu eram o echipă oarecare, ci o echipă care, chiar dacă noi am pierdut acasă, sigur că la Petrolul și ca Budescu, mi-aduc aminte pe vremea. Da. Și-au promovat în Liga 1, în campionatul ăla. Da, am avut rezultate frumoase. Am și câștigat, am și pierdut, dar amintirile din perioada aia nu se vor uita niciodată. Oriunde merg, mă întâlnesc cu oameni de fotbal din Șodea sau chiar din județele limitrofe sau pe unde mai îmblai la fotbal în ultimul timp și aduceau toți aminte, bă, ce echipă tânără aveți la Cimleu. Și jocul practicat era un joc plăcut, un joc fără durități, fără pe forță, era pe tehnică. Aproape toți fotbaliștii de la Cimleu au jucat după aia în B sau în A. Nu cred că vreo 3 sau 4 au făcut pasul mai jos. Deci toți au jucat la nivel. Erau tineri, aveau potențial și au și reușit în viață și ei. Da. Haideți să luăm un moment de pauză și reluăm după pauză minunatele, să zic, povestiri ale domnului Gurzeu referitor la Cimleu Silvaniei, respectiv la Silvania Cimleu Silvaniei. Bun, reluăm partea a doua a emisiunii Arena Sportivă. Îl avem ca invitat pe domnul Ioan Gurzeu, președintele lui Sportul Cimleu Silvaniei actualmente, dar în același timp unul dintre cei mai longevivi oameni de fotbal din județul Sălaj. Deci, domnul Gurzeu, haideți să vedem, după ce în prima parte ne-ați expus frumosul parcurs, să zic așa, al fotbalului cimleuan, haideți să vedem și ceva nume din fotbalul cimleuan care... Sigur că da, au făcut cinste șimleoanilor și oamenilor din tribune care aplaudau la fiecare meci. Deci să începem, este ceva mai reprezentativ. Ziceați de un jucător și-a făcut junioratul la Steaua, să zic. În perioada aia, la divizia B, la echipă juca Lupo, care junioratul și-l-a făcut, de exemplu, la Steaua București. Da. Deci, la un club cu pretenții Ciobo, din fotbal românesc. Și a revenit după aceea la Cimleu? A venit acasă, sigur că era un jucător emblematic a orașului. Da. Jucând în divizia B la tine acasă, nu-i la îndemână oricărui jucător de fotbal. Știu, vă întreb un moment, pentru că și eu eram de spectator și am venit cu drag la acele meciuri. Era un joc, nu știu, cu Petrolul sau cu cine, sau cu FC Argeș și era oricum de divizie și... Lupo era accidentat și spectatorii atât au aplaudat și a zis, domnule, și nu, deci abia a apărut a doua repriză, dar nu ați pierdut acel meci, nu știu, sau egal sau ați învins,
Dar toată lumea l-a aplaudat pentru că era accidentat. Da, cred că mi-aduc omul a arătat după aceea, uite, spansat la picior, arătat, a scos gheata. Cred că mi-aduc aminte de meciul respectiv. Cred că jucam cu Târgu Mureșu. Sau Târgu Mureș, da, ceva Mureșu, echipă... Cu Târgu Mureșu, sigur. Care anul ăla au promovat în divizia A și a intrat lui Pociobo și a dat gol. Am galat și am terminat 1-1 cu un, da. Cu un jucător mai puțin pe teren, exact. La noi. Da. Deci mobilizare și caracter, da. Extraordinar. Da. Bun, mă amintim și alții șimleoni care, să zic, așa, pe lângă străinii respectiv, care Brata, a fost Gavrilescu, au fost Gabor și alții care a adus, să zic, divizia de la Satu Mare, dar mai a avut. Mai a avut și pe Crișan, pe Micuțu, să zic. Era Crișan, Ulmeanu. Juniorul, era Ulmeanu la echipă. Mălin a prins atunci? Era Sabo Mălin, Sabo care Mălin, era junior. Junior. Da. Și a apărut și restul care erau junior și care după aia în sezoanele următoare i-ați promovat la echipă, în corpore. Deci după aia, cei care erau la echipă la divizia pe perioada respectivă, erau tineri. Erau tineri, erau tineri. Zic, erau tineri. Erau tineri care anii următori au fost reprezentativ pentru fotbalul șimleoan. Da. Mai trebuie să amintim aici, a spus la început, implicarea acestor oameni deosebiți, deci trebuie să le amintim aici pe Dumitru Ardeleandeș, cum am zis, pe Dumitru Blaga, oameni de afaceri din Șimleu Silvanei, care la acel moment au simțit nevoia să se implice total în promovarea fotbalului din Șimleu. Și au făcut-o cu succes, dar cum am zis, că, mă rog, acele costuri divizionare au crescut, timp în care, cum a spus și la o întâlnire cu oficialitățile, după aceea s-a stins, să spun, acel buget și n-au mai fost în stare nici oficialitățile Șimleului, autoritățile să asigure. Păi problema a fost în perioada aia, atunci a fost criza economică în România și în Europa. Exact, da. Deci ne-a prins criza când nu trebuia fotbalul din Șimleu, dau un exemplu, că probabil dacă nu era criza și astăzi eram poate tot în divizia C sau B. Da, nu retrogradat. Cel liniștit. Da, mi-aduc aminte că cu toate greutățile care le aveam în perioada aia de 2 ani jumate cât am fost mitică la echipă, am promovat fotbaliști și am vândut fotbaliști. Noi am vândut în perioada aia de 95.000 de euro fotbaliști. Deci da. Ne-am și autofinanțat într-o oarecare care au trecut prin o gradă, să spun așa, da, prin fotbaliști Șimleu. Tineri care da. Am adus la Șimleu și am promovat și am vândut. Și da. Oarecum noi ne-am și autofinanțat în perioada aia. Am reușit să faceți față și prin sistemul ăsta, să prin... zic. Nu ați avut altă cale. Păi, am spus, premiza noastră era să aducem fotbaliști tineri care își doreau să joace la alt nivel. Și bun. Așa am reușit. Am spus, mare merit are Mitică. Fără el nu exista fotbal divizia B la Șimleu, cred că în veci. Doamne, dă să mă înșel sau să apară mâine, poi mâine altcineva, dar fotbalul cu de performanță la Șimleu a fost în jurul lui. Și după aia primarului, că am reușit să participăm, că fără sprijinul primarului, al Septimiu Țurca, și nu cred că reușeam să, chiar dacă am promovat, să putem juca în Liga a doua atunci. Da, știu. Pe vremea când era încă în divizia C, în Liga a treia, am fost și eu invitat la un meci la Tricolorul Beiuș cu Șimleu. Bineînțeles că a fost și domnul Mitic Ardelean și mai mulți. Știu că era în anturajul lor. Au pierdut la Tricolorul Beiuș, dar să reamintim că Tricolorul Beiuș era o combinată Corvinu Unedoara, care atunci deja se desfința, că și atunci era, deci perioada când începea criza, era siderurgia la pământ, echipa câțiva, vreo 4 carțe și încă vreo 3 jucători, plus de la FC Bihor. Și era o discuție, atunci zice președintele de la Tricolorul Beiuș, băi, aveți echipă tânără, păcat că ați pierdut, cu 2-0 au pierdut și Șimleu atunci. 3-0 în perioadă. Sau 3-0? Cele mai roșinoase înfrângerea noastră la divizia C, că noi nu prea am pierdut la divizia nu. C. Deci a fost, și... după evoluție bună, dar de câte bună, ori ne-au prins, zis ne-au dat goluri. De câte ori ne-au prins, ne-au dat goluri. Da, a zis la, uite, aveți echipă deci... tânără, eram și în anturajul discuției acolo, aveți echipă tânără, aveți tehnică, dar nu are experiență face. Da. Ai mei statici, vulpoi, care...
Deci pe un joc bun am pierdut cu 3-0. Jucător eliminat la ei, mi-aduc aminte, la 1-0. Și n-am reușit. Am avut foarte multe ocazii, n-am reușit să dăm gol și am pierdut cu 3-0. Și sigur că din înfrângeri înveți. Înveți. Și pe viitor nu s-a mai întâmplat treaba asta și am reușit să promovăm în campionatul ăla. Asta știu că mi-a rămas în memorie. Bun. Hai să vedem după, să spun, acum și succesele au o limită, să spun. Nu tot timpul sunt, mergem din victorii în victorii, decât echipele mari probabil că merg, dar până la urmă a fost și un suspans, să zic, un finish în care s-a împotmolit și a revenit... Păi, repet, noi atunci, după promovarea în divizia B, cu sprijinul primarului am primit și bani publici și atunci a venit și primăria cu finanțare destul de consistentă. Da. Că altfel nu reușeam. Dacă nu apărea criza, părerea mea că fotbalul din Șimleu putea să continue, pentru că țin minte, chiar în momentele de cumpără aveam portar pe Miron și către când se destrăma echipa, m-a sunat Prunea, era la Astra și a zis, îl vreau pe Miron, cât ți-o dat pandurii pe brata, îți dau și eu pe Miron. Numai că Miron deja semnase cu Luceafărul Oradea. Și poate că dacă aveam puțin atunci să ne mișcăm mai repede, poate cu banii de la asta reușeam să salvăm atunci și să continuăm cu echipa. Brata continuă și astăzi, l-am văzut la Baia Mare. Da. În perioada aia mai grea, am propus celor de la Zelo să preia echipa. Deci ați avut o întâlnire? Am avut. Era o perioadă foarte favorabilă. Am zis la domnul Moraru să preia echipa, Zelo avea un buget frumos în fotbalul românesc. Și cum s-a întâmplat? Până la urmă n-a mai... Decizia lui a fost să nu ia echipa. Probabil era o pălărie prea mare pentru el să joace la Zalău în divizia B cu el conducător. Și antrenor cine era? Tot Pașca rămânea? Era atunci. Deci Pașca era la Zalău. Sigur că putea să preia, să mute și Mleu la Zalău să joace cu Pașca sigur, în continuare. Sigur. Nimeni nu-i oprea nimic. Din contră, și Mitică Ordeleanu zice că îi ajută și pe ei în continuare. O perioadă până... Cu cât poate. Cu cât poate. Deci extraordinar gest, să spun așa, sigur că da, atunci a fost un moment de euforie pentru fotbalul sălăjan, era momentul, cum a zis, să se facă acea... Era ușor. Rană să se închidă. Nu erau costuri suplimentare, nu era nimic, că Zalău avea echipă în divizia C, avea un buget, putea să rezolve problemele. Nu erau atâtea costuri ca și acum patru arbitri, ambulanțe, protocole și alte. Erau mai simple. Era mai ușor să aibă Zalău o echipă. Da, și probabil în Liga a doua. Pica așa rapid. Nu pierdea fotbalul sălăjan, o echipă de fotbal. Da. Și aveam și juniori, vă dați seama. Orașele produc, juniori. Bun, ce s-a întâmplat cu juniorii? Că aici vreau să ajung că au rămas și o întreagă echipă foarte talentată a Șimleului a fost de juniori. Tineri, mă refer, și ajung la... După perioada aia, așa, m-am simțit așa puțin nesprijinit de județ. Județul putea să ne sprijine atunci. Da, n-au făcut-o. Când a văzut că luați avânt și... N-au făcut-o și la... renunțarea la locului din divizia B. Am renunțat și o perioadă la fotbal. În primăvara am vrut să mă liniștesc, să nu mai aud de fotbal. Vara am luat-o de la început, m-am dus și am dat un examen și am fost promovat în lotul de observator Liga 2, Liga 3, cadrul Federației 1 de fotbal. Și următorul an am fost observator. Da. Sigur că activitatea de observator cu cea de conducător de club era mare diferență. Diferența mare. Mi-a fost greu să mă obișnuiesc, să merg la mesă, să stau pe bancă, să-i văd alții cum se organizează și cum joacă. Și în anul următor m-a sunat de la Dej. Avea echipă bună, Dejul tânără. M-a rugat să mă duc să-i ajut să promovăm câțiva jucători de acolo. Și ați răspuns. Am plecat la Dej, mi-aduc aminte, și chiar în campionat, în toamna aia, că numai toamna a fost la ei,
N-am pierdut niciun meci în deplasare. Aveam probleme cu meciurile de acasă, fiind echipă tânără. Chiar și Zalău ne-a bătut atunci la Dej. Dar am culminat cu... Am câștigat la Olimpia Satu Mare. Echipă care se bătea la promovare. Echipă care se bătea la promovare. La promovare. După meciul ăla, reîntâlnindu-mă cu unii dintre foștii mei fotbaliști de la Șimleu, iarna m-au determinat să plec la ei la Olimpia Satu Mare. Și în ianuarie 2013 am plecat la Olimpia Satu Mare. Era pe locul 2 în serie. Era funcția atunci disponibilă director sportiv? Nu, manager sportiv. Manager sportiv. Am plecat la Olimpia Satu Mare. Eu trebuia să mă ocup de tot ce însemna lucrurile sportive. Transferuri, regulamente și așa mai departe. Deci toată organizarea macro, mai puțin cea tehnică, era în teren. Aia, atât sau cea financiară nu mă interesa pe mine. Da. Deci tot ce era legat de partea regulamente sportive și transfer de fotbaliști îmi aparținea. Da. Sigur că consultându-mă cu ceilalți colegi. Mi-aduc aminte că am plecat la ei, avea Hunedoara 9 puncte avans și meciul câștigat direct 3-0. Deci trebuia să piardă ei 10 puncte ca să putem să-i depășim. Sigur că am câștigat toate meciurile, am reușit să piardă ei cât o trebuit și am promovat cu Olimpia Satu Mare după un parcurs de excepție în divizia B. Chiar am auzit de, să zic așa, că poate fi catalogat la un capitol de, cum să spun așa, senzații tari, dar în același timp a fost o muncă extraordinară dusă de toți. Sigur că mi-aduc aminte că, de exemplu, meciul direct la Satu Mare cu Hunedoara am câștigat în minutul 86. Am câștigat cu 1-0 și... Și a de acolo, acolo a fost. Deci n-a fost ușor, da, cu cât e mai greu, cu atât e mai plăcut. Deci, trebuie să aplicăm și în viață acel, să zic, îndemn, să nu renunțăm. Da. Chiar dacă e greu, niciodată. Să mergem față. Nu mi-aduc aminte așa din anii trecuți de la Șimleu. S-a întâmplat la unele jocuri să nu avem baremul de arbitraj. Am mers în tribună și am făcut rost de baremul de arbitraj să plătim arbitrii, să... Și la sfârșit a fost ok? Deci noi am reușit, nu ne-am retras din campionat. Pentru prima dată când ne-am retras din campionat a fost atunci la Divizia B. În anii ceilalți, când noi am retrogradat, nu ne-am retras din campionat, chiar dacă știam că retrogradăm. Și am participat în competiție până la ultimul joc. Cu bune, cu rele, cu... Cum a fost revenirea, să zic, înapoi, de pe meleagul străine, ca să zic așa, la, înapoi de pe așa, Satu Mare? În perioada cât am fost plecat, copiii tineri, tot timpul vineau părinți, hai să-l duci, să nu-l duci cu tine la Satu Mare, să nu-l duci în altă parte, nu vorbesc, să... N-aveau viitor. Copiii n-aveau un viitor în județul Sălaș, până la urmă. Păi, județul Sălaș n-avea fotbal. Păi, uitați câți au plecat. Deci n-avea fotbal. Și mulți dintre copiii sălășeni trebuia să joace fotbal în altă parte. Uitându-mă la câteva meciuri la Șimleu, erau copii foarte tineri, care... cu potențial, dar fără viitor. Că nu aveau niciun viitor. La o discuție avută cu primarul, cu Septimiu Țurcaș, au zis, hai să facem fotbal și hai să promovăm copiii ăștia. Am zis, nu e ușor, dar încercăm. Dacă vom reuși, ne vom dovedi la toți că putem cu copii din zona Șimleu. Zona Șimleu. Am încercat. Ne-am reorganizat. Una dintre condițiile mele a fost să am stabilitate financiară la nivelul ăsta. Și o să-ți primarul, nu se pune problema, se rezolvă. Și am preluat echipa în campionatul trecut, în primăvară, am returul. Am vrut să văd potențialul lor și la meciuri și în campionat. Am reușit să-mi fac o părere. Și în vară am spus, ca să avem succes și să putem să ne atingem obiectivul, trebuie să aduc un antrenor din afara Șimleului sau din afara județului, ca toți copiii să aibă șanse egale, nu că la Șimleu am lucrat cu ăla antrenor sau cu ăla și eu am o șansă în plus să joc sau ceva de genul ăsta, cum se întâmplă în fotbal. Da. Pentru treaba asta am avut imediat susținere de la oamenii de afaceri din Șimleu, chiar
E un lucru care și după mulți ani, punând problema că trebuie să aduc antrenor, sigur că cine îl plătește, cum e, că noi la fotbal cheltuim puțin acum. Față de ce a fost? Unul dintre agenții economici din Șimleu a spus, eu îți plătesc antrenor, te rog să aduci antrenor cât mai departe de Șimleu și eu suport consecințele. Eu îl angajez și îl plătesc. Lucru zis și făcut, am încercat să găsesc un antrenor tânăr care își dorește performanță. Exact ca și fotbaliștii la Șimleu, că am simțit că își doresc performanță să ajungă să joace la alt nivel. Că am făcut alegerea bună sau nu, vom vedea nu peste mult timp, probabil, când se va finaliza acest campionat. Dar, deocamdată, a dat roade, jucătorii se pregătesc, au apărut rezultatele, am pierdut un singur meci în campionatul ăsta, prima etapă. Ghinion, prima etapă am jucat la Jibou. Cu Jibou, cu Rapid. După aia n-am pierdut niciun meci, am câștigat, s-am făcut egal. Suntem pe locul întâi, acolo unde dorim să rămânem și să promovăm în divizia C. Sper, îmi dă speranțe, am spus, noi am promovat în Liga a doua, tot în baraj în 3. Tot în baraj în 3. Și acum va fi baraj în 3? Și acum va fi baraj în 3 și sper să fie cu noroc, pentru că din mulți ani a mei petrecuți în Șimleu, niciodată n-a reușit Șimleu să promovăm în fotbal în urma unui baraj. De câte ori am promovat în divizia C, am promovat ori fără baraj, ori că am preluat alte echipe din divizia C. Da. Sper că anul ăsta să spargem ghinionul și să putem promova și în divizia C, că în B am promovat în 3. Da, bun, să, între timp să facem și precizarea pentru cei care ne urmăresc, urmăresc Arena Sportivă, deci vorbim aici de sportul Șimleu Silvanei. Da. Deci între timp, acea Silvane a dispărut, să spun așa, odată cu îngroparea ei în divizia retragere, să spun. Și a echipă atunci, sigur că nemai având viitor, sigur că s-a pornit de la zero cu altă echipă, da. Sportul Șimleu. Clubul sportiv, sportul Șimleu Silvanei, timp în care, acum, cum a subliniat și domnul Gurzău, este pe locul întâi, cu șanse foarte mari de a accede la baraj, dar acum să vedem în ce modalitate se va încheia și campionatul, domnul Gurzău, pentru că, știți, în timp de pandemie au apărut o serie de ordonanțe de urgență care au răvășit, să zic, și mișcarea sportivă. Deci, vedem ce se va întâmpla și apoi, sigur că da, acel birou executiv va decide. Cum au primit provocarea asta, să zic, fotbaliștii de la Șimleu, mai ales că majoritatea erau tineri, 2 luni jumate, 3 luni din martie, fără nicio activitate sportivă, să zic, fotbalistică. Spre surprinderea mea, după perioada de pregătire din iarnă, unde am reușit după o perioadă destul de îndelungată să aibă și Șimleu un cantonament, cu rezultate meciurile de pregătire, unde am jucat de la egal, cu echipe de divizia C, mi-a dat încredere că putem face pasul mai sus. Apărând pe problemele cu meciurile, că nu se mai dispută meciuri, cu pandemia asta, am convenit cu jucătorii să se pregătească fiecare individual, lucru care l-au respectat. S-au pregătit individual, sau prin programul la Zoom, deci toată lumea s-a programul pregătit. Respectiv care l-a dat antrenorul, la fiecare individual. Da. Și bun. Ce părere să zic că haideți să facem așa în încheierea emisiunii și un scurt bilanț, să spun așa, arbitrajele, perioada când ați fost la nivel mai înalt și arbitrajele care sunt acum, să zic, după 2000-2010, un paralelism. Știi, un poveste cu arbitrii, poți să povestești zile între și tot. Da, povestim așa, le calitate, da, mă refer și da, sistemul. Deci, repet, arbitrajele sunt de nivel la care joci. Sigur că ai fost la divizia B, a avut alți arbitri, țin minte că, uite, arbitra Balaș la Șimleu. Da, FIFA, Balaș la Șimleu. FIFA, arbitru FIFA, mamă, ce greu, și am câștigat cu 3-0 cu el. Da. A fost mai ușor decât cu un arbitru, să zic, modest de Liga a doua. Da. Deci cu el. Pentru că de multe ori, să spun, și arbitru poate imprima stilul, să zic, de joc. Dacă lasă mai liber, dacă îi sever de la început, dacă nu pică în capcana să dea primele cartonașe în primele sfert de oră, primele jumătate de oră. Repet, arbitrajele sunt, zic eu, la nivelul fotbalului care îl practici,
Deci dacă echipa practică un fotbal mai de calitate, mai bun, și arbitrajul se ridică la nivelul ăla, sau peste nivel de multe ori. Dacă meciul e urât, cum zicem noi, la fotbal, și arbitrajul meciul ăla nu poate fi... E nota echipei sau nota meciului. Da. Haideți și un mesaj, așa în încheierea emisiunii, pentru, să zic, toți cei care ne urmăresc, care ar vrea ca Sălajul să fie acolo reprezentat, indiferent de cine, cum ați spus și dumneavoastră, spiritul fair play să primeze, dar un mesaj așa din suflet pentru Șimleoni, că doar reprezentăm acum Șimleoni. Sigur că pentru Șimleoni ar fi încununarea succesului cu promovarea, ar fi după atâția ani de zile un lucru benefic pentru fotbalul Șimleoni și pentru acei copii minunați care se pregătesc astăzi și care îți doresc să joace la nivel. Repet, sunt câțiva fotbaliști care, dacă noi reușim să promovăm și continuăm cu pregătirea, ei vor juca la alt nivel, la divizia C, în următorul timp. Și lucrul ăsta o să vă convingeți dacă am dreptate sau nu. Da. Bun. Cu aceste cuvinte optimiste, să zic așa, a lui Ioan Burzău, președintele Sportul Șimleu Silvaniei, emisiunea noastră a sfârșit. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. La revedere. Toate cele bune.